Sunt 5 grade la această oră în capitală. Dar nu vor crește foarte mult pe parcursul zilei, se pare. Andreea, bună dimineața. Găsit. Bună dimineața. Aș vrea să spun că consider că suntem norocoși, uite, că tot aveam știrea legată de căldură. Anul trecut, de exemplu, erau pe temperaturi exact și cred că facturile erau mult mai mari. 5 grade la această oră în capitală, 6-7 pe parcursul zilei cel mult, dar se menține în continuare cald prin vestul țării. Așadar, meteorologii anunță că vor continua să scadă temperaturile astăzi, dar, cum vă spuneam, se menține cald în vestul și nord-vestul teritoriului. Acolo vor mai fi în continuare maxime mult mai ridicate decât cele normale pentru această dată. Pe parcursul zilei va ploua slabă prin Oltenia, Muntenia, posibil și în anumite zone din Moldova, dar și Dobrogea. Precipitații mixte vor fi în zonele montane astăzi, mai ales prin zona meridionalilor, dar și în Carpații de Curbură. Și vântul va avea intensificări astăzi, mai ales în Câmpia de Vest. Tocmai din această cauză s-ar putea să resimțim temperaturi ceva mai scăzute decât cele pe care le așteptăm în mod normal. Și ceață va fi de asemenea astăzi, mai ales în jumătatea estică și, cum vă spuneam, temperaturile se încadrează între 1 grad în nordul Moldovei și cel mult 15 grade, asta prin sud-vestul teritoriului. Dar să vedem ce se întâmplă exact în fiecare regiune. În Muntenia sunt temperaturi în scădere, cum vă spuneam, iată astăzi cel mult 5 grade la Buzău și Brăila, 4 grade așteptăm la Giurgiu și ceva precipitații sub formă de ploi slabe pe parcursul zilei. 5 grade vor fi la Târgoviște și 4 grade în Alexandria astăzi. Și în Oltenia e rost de precipitații pe parcursul zilei, însă sunt slabe, ceva ploi asta în reprize scurte, iar temperaturile se încadrează între 4 grade la Craiova și cel mult 7 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Banat e mai bine față de restul zonelor, sunt în continuare temperaturi extrem de ridicate pentru această dată, 10 grade vor fi la Reșița și Timișoara și 11 grade la Lugoș. De precizat este faptul că vântul va sufla mai puternic în această regiune. Și în Crișana cam aceea situație, cer mai mult noros pe parcursul zilei, poate și ceva precipitații mai spre seară, maxime de 11 grade astăzi atât la Arad cât și la Oradea. Maramureșenii au parte la fel de o zi destul de mohorâtă, cu nori pe cer, pe parcursul zilei. Temperaturile totuși se mențin destul de ridicate. 10-11 grade vor arăta termometrele la amiază. În Transilvania, în schimb, e rost de precipitații mixte, cum vă spuneam, mai ales în zonele montane, în Carpații meridionali, dar și cei de Curbură. Așteptăm astăzi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ceața va fi și ea prezentă, mai ales acum la orele dimineții și în special în zona de est a regiunii. 4 grade vor fi la Miercurea Ciuc, 5 grade la Sfântul Gheorghe și ceva mai bine la Sibiu, 8 grade așteptăm astăzi. În Moldova vor fi ceva ploi, asta spre după amiază, dar și e foarte multă ceață acum dimineață, cod galben în continuare în zona Moldovei. 1 grad va fi la Suceava, cel mai rece pe parcursul zilei va fi aici și poate ceva mai bine prin sudul regiunii, 5 grade vor fi la Focșani și în Galați astăzi. În Dobrogea, ceață pe timpul dimineții, temperaturi destul de modeste în comparație cu zilele trecute, iată 6 grade la Tulcea, 5 grade la Sulina și 6 grade așteptăm astăzi la Constanța, în condițiile unui cer mai mult noros. Acestea au fost informațiile despre vreme, dar revin puțin mai târziu cu mai multe detalii. Olivia Vali.